Dacă Dumnezeu nu există, atunci totul este permis. Iar dacă totul este permis, atunci suntem pierduți. Asta este credința lui Ivan Karamazov din celebrul roman al lui Dostoevski. Sunt sigur că vă atrage credința asta. Sunt sigur că aveți o doză de scepticism în voi. Chiar și dacă nu sunteți creștini practicanți sau nu sunteți credincioși practicanți, tot vă gândiți cu o anxietate la un asemenea scenariu. Dar de ce vi se pare atât de atrăgătoare totuși? Frica, lipsa de încredere, suspiciunea sunt mult mai naturale pentru noi. Și asta pentru că vrem să ne protejăm. Vrem să gestionăm viitorul incert. Vrem să gestionăm lipsa de cunoaștere a intențiilor celorlalți. Frica ne protejează. Dragostea, încrederea, bunătatea, solidaritatea sunt mai greu de practicat. Asta pentru că aceste emoții ne fac vulnerabili. Ne pot răni sau ne pun într-o poziție în care putem fi răniți iremediabil. De aceea preferăm poate să ne protejăm. De aceea poate preferăm scepticismul și pesimismul. Acum, dacă așa este, atunci e de înțeles această credință. Vrem o ființă superioară care să se uite în sufletele oamenilor, să le vadă intențiile, să-i monitorizeze și să-i pedepsească atunci când calcă strâmb. Asta ne oferă un confort mental. Și mai există o sursă a atracției față de pesimism. Pesimismul pare să fie mai înțelept decât optimismul. Noi asociem de multe ori bunătatea, dragostea cu naivitatea. Dacă ne uităm la câțiva îndrăgostiți, spunem, în 2 ani de zile, să vedeți voi unde ajungeți. Cel pățit pare să fie mai înțelept. Dar asta este o impresie falsă. Suspiciosul cronic, dragii mei, este la fel de orb ca idiotul optimist. Poți să fii optimist, poți să fii pesimist. Ideea că înțelepciunea nu are culoare morală. Ce vă invit este să luați un pic calea optimismului și să credeți că ființa umană are resurse proprii pentru a genera comportamentul moral. Că poate nu avem nevoie de o ființă superioară care să vadă în sufletele noastre și să ne spună ce trebuie să facem. Și ca să vedem în ce direcție trebuie să ne uităm pentru a vedea ce resurse avem noi pe cont propriu, vreau să vă gândiți la o predicție pe care o face fratele lui Ivan Karamazov, Dimitri Karamazov. Și spune, ceea ce gândesc și ceea ce fac nu se datorează unui suflet. Se datorează nervilor din capul meu. Știința va crea omul nou. Știința ne va oferi o cunoaștere extrem de relevantă. Dați-vă din calea științei că ea va veni. Asta spunea Dimitri Karamazov cu un secol jumate înainte. În vara lui 1848 s-a întâmplat o tragedie care va marca înțelegerea științifică a moralității. Acest exemplu va marca începutul neuroștiinței eticii. Phineas Gage este un muncitor ambițios, competent, eficient și lucrează la o firmă de căi ferate. În acea perioadă, peste tot în America, se construiau căi ferate. El coordona o echipă care avea sarcina pur și simplu de a depărta terenul stâncos din calea căilor ferate. Folosea explozibil. Într-o bună zi, doar un singur moment de neatenție a fost nevoie pentru a se întâmpla o tragedie. A prins mai devreme fitilul pe care îl băgase într-o țeavă de fier, explodându-i în față. Explozia l-a aruncat la câțiva metri distanță. Colegii de muncă uimiți, dar nu pentru că se ridicase imediat în picioare și a început să meargă, ci pentru că umbla cu o țeavă de fier în cap. Intrase în obrazul stâng și ieșise prin cealaltă parte. Imaginați-vă o ființă umană care umbră cu un pierce gigantic în cap.
Asta era sursa uimirii. Doctorul care l-a examinat pe Phineas Cage era și el uimit, nu neapărat de pirsul gigantic, ci de faptul că pacientul îi răspundea cu luciditate. Da, domnule doctor, știu ce îmi spuneți. Știu că voi sta în spital. Știu că trebuie să mă internez. Doctorul era uimit cât de lucid era Phineas Cage. 2 luni a stat internat, după care și-a reluat munca. Din păcate, Phineas Cage nu mai era Phineas Cage. Începuse să agreseze verbal femeile pe stradă. Își făcea planuri pe care le abandona imediat. Avea o lipsă de respect față de dorințele celorlalți. Începuse să se certe cu colegii lui la muncă. Asta a fost motivul pentru că a fost și dat afară. Prietenii l-au abandonat. Personalitatea lui se schimbase în mod fundamental. Vedeți, avem viziunea asta că răufăcătorii sunt oameni malefici prin natura lor sau acțiunile malefice pe care le fac sunt semnul unor forțe, ei sunt posedați de niște forțe pe care noi nu le înțelegem. E ceva exterior lor, atât de grav ni se pare. Dar neuroștiința eticii ne arată o imagine diferită. S-ar putea ca răufăcătorii să aibă pur și simplu un creier diferit. Adrian Raine, un neuroscientist celebru din America, a avut șansa să scaneze creierul criminalilor și al psihopaților. El a construit un laborator într-o închisoare, pentru că aceștia nu aveau voie să părăsească incinta. Imaginați-vă un șir de criminali cu lanțuri la mâini și la picioare, intrând în acest laborator pentru a fi scanați. Ce a descoperit Adrian Raine este că această parte a creierului deasupra ochilor în zona frunții este extrem de leneșă, comparativ cu oamenii obișnuiți. De ce e importantă această zonă? Noi, ca specie, ne mândrim cu ea. Omul are cel mai mare cortex prefrontal dintre toate mamiferele și cel mai sofisticat. Faptul că voi vă uitați acum la mine și mă ascultați și nu vă uitați pe Facebook, deși vă doriți asta, știu, trebuie să mulțumiți cortexului vostru prefrontal. Acești criminali au o inabilitate de a-și controla furia, de a-și planifica comportamentul pe termen lung. Și atunci înțelegem și schimbările de personalitate. Nu întâmplător, criminalii pe care i-a studiat Adrian Raine au niște firi impulsive. Acum, nu cumva asta oferă o scuză extrem de bună acestor criminali? Ei pot spune următorul lucru. Păi nu eu am făcut asta. Creierul meu a făcut-o. Eu vreau să mă uit pe Facebook. Creierul meu m-a împins să ucid pe cineva. Nu cumva dacă facem eforturi de a înțelege cauzele unui comportament criminal, asta ne pune pe o cale de a ierta, de a scuza. Un supraviețuitor al lagărilor naziste spunea: îmi impun să înțeleg perspectiva victimelor, dar refuz să înțeleg perspectiva ucigașilor naziști. Asta pentru că s-ar putea să mă facă să iert. Unele acte sunt atât de malefice încât nu vrem să le iertăm. Nu vrem să ne uităm la creierul criminalilor. Vrem să ne uităm la chipul lor. Vrem să-i privim în față, să-i condamnăm și să-i hulim. Nu vrem să-i înțelegem. Trebuie să recunosc că nu am un răspuns la această problemă. Nu vreau să susțin că înțelegerea nu te va duce pe calea iertării. Poate că așa este și înțeleg frustrarea. Dar poate că înțelegerea te duce pe o cale care îți dă speranță. Și anume
calea prevenirii. Că odată ce înțelegem bazele neurobiologice ale răului, înseamnă că există și baze neurobiologice ale binelui. Și dacă așa este, atunci avem posibilitatea de a interveni și de a preveni răul. Un alt, o femeie de știință de această dată, tot din America, Abigail Marsh, a făcut un studiu extraordinar. A vrut să vadă cum arată creierul altruiștilor extraordinar. Altruiștii extremi sunt acei oameni care sunt dispuși să-și doneze un organ unui străin. Noi, oamenii obișnuiți, nu că nu suntem altruiști, suntem. Dacă vedem pe cineva pe stradă care are nevoie, noi sărim să-l ajutăm. Dacă ne sună un prieten, imediat ne urcăm în 601 și mergem să bem o bere. Dar cu rare excepții, vom ajuta în mod considerabil străinii. Ce a descoperit Abigail Marsh este că altruiștii extremi au o parte a creierului care e mult mai mare decât creierul oamenilor obișnuiți, și anume amigdala. Această zonă ne ajută să interpretăm expresia emoțiilor. Ne ajută să depistăm fricile celorlalți. Ne ajută să depistăm frustrările celorlalți. Și dacă e așa, înseamnă că avem posibilitatea de a interveni la nivelul creierului, să devenim mai extremi în altruismul nostru. Să devenim mai buni, să acordăm mai multă încredere. Dar problema e cu această posibilitate. E că poate moralitatea presupune libertatea de a greși. Nu vrem neapărat să fim mai buni în mod automat, ci vrem să greșim. Vrem să avem libertatea de a cădea. Nu cumva neuroștiința moralității subminează această libertate de a cădea? Dacă vom avea amigdale mai mari, vom avea o voință mai bună. Dar nu vom cădea. Nu vom mai greși. Asta e o problemă foarte interesantă. Pentru că ea ridică întrebarea fundamentală pentru existența umană, și anume, cum înțelegem libertatea? Sau ce tipuri de libertăți sunt relevante? Oare orice fel de libertate este importantă? Doi filosofi de la Oxford, Julian Savulescu și Ingmar Persson, s-au gândit la următorul experiment mental. Suntem în anul 2050. Știința moralității este aproape completă. Știm totul despre creier. Și avem un supercomputer care monitorizează toți indivizii de pe glob. El operează în nanosecunde. În momentul în care cineva are intenția de a ucide o persoană nevinovată, acest satelit intervine într-o nanosecundă și extrage intenția din cap. Modul în care individul o percepe e ca un fel de răzgândire. Am vrut să-l omor pe Vasile, dar m-am răzgândit. El nu resimte ca pe o intervenție brutală în viața lui mentală. Încă o dată, el o resimte ca pe o răzgândire. Acest supercomputer extrage doar intenția de a ucide o persoană nevinovată. Doar atât. În continuare, oamenii pot să se mintă între ei, pot să se înșele între ei, pot să plagieze. Doar intenția de a ucide o persoană nevinovată. Întrebarea pe care vreau să o lansez. Credeți că această pierdere în libertatea de a cădea este esențială pentru existența umană? Eu nu am un răspuns. Dar neuroștiința ne va pune din ce în ce mai mult astfel de întrebări. Vă mulțumesc!